Nu mai filmat. Minora a fost preluată în regim de urgență de către reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Suceava și noi am fost sesizați în seara zilei de vineri și ne-am deplasat împreună cu domnul primar, am efectuat o anchetă socială conform legii în regim de urgență și vom monitoriza în continuare cazul. Care au fost motivele pentru care s-a luat această decizie? Având în vedere faptul că este minoră, are doar 15 ani și considerăm că deocamdată în familie este în situație de risc. Mama și-a dat acordul să o luați? Da, și-a dat acordul. Da. Ea unde va fi internată? A vrut să fie... În centru maternal Suceava, împreună cu... Cu alte mame, cu alte mame, da. Fata a fost de acord? Ce v-a zis? Da, a fost de acord. A fost de acord și o să colaborăm în continuare. O să monitorizăm cazul, atât eu cât și colegii de la Direcția pentru Protecția Copilului.